Salutare! Deci au venit electricienii și ne apucăm să măsurăm priza de pământ. Cred că sunt mai mulți curioși să afle ce rezistențe obținem noi cu pământarea noastră. Dacă vă este interesant acest subiect, stați pe fir! Așadar, ca o mică recapitulare. La etapa de fundație am realizat împământarea naturală a casei. O plațbandă cu secțiune de 120 mm a fost pusă pe conturul fundației, legată cu conector de armatură, un capăt se duce în casă, altul iese afară. Toate detaliile sunt în video, acesta a fost deja publicat pe canal. Ulterior, am realizat împământarea artificială, adică am dispus țărușii în curtea noastră, uniți de aceeași plațbandă zincată. Cu împământarea dată, deja am avut multe peripeții. Inițial trebuia să fie între unghi dispuși țărușii și plasbanda, a trebuit până la urmă să-i punem în linie dreaptă. Ulterior ne intersectam cu apa, ulterior când să-i înfingem în pământ, aceștia nu intrau, sculii speciale de înfipt țărușii respectiv în Moldova niciun electrician nu are, i-am bătut cu ciocanul greu, mai mult de vreo 10, 20, 30 cm, nu intrau, am încercat cu perforatorul demolator, nu intră, am făcut gaură cu motoburul, poate mai adânc acolo, va fi sol mai moale și va intra mai bine. Nimic, nu intră. Acolo adâncime, iar am perforat, iar nu intră. Iar cu ciocanul greu, iar mai mult de vreo 10-20 cm nu intră. În final am încercat și cu excavatorul și cu acesta mai mult de vreo 20-30 cm nu intră. Mă rog, până la urmă am scos un capăt, am rezolvat situația. Dacă sunteți curioși, vedeți video trecut. Acolo toată descrierea. După ce ne-am lămurit, am tăiat plățbanda și am pus-o într-o doză de genul DAP și am îngropat-o la adâncimea cam de vreo 15-20 cm în pământ. În ziua când se face măsurările, știind exact unde este doza respectivă, am început să săpăm și să o căutăm. După doar câteva minute am dat de ea și deja am început împrejurul ei să săpăm ca să ne fie mai comod să facem măsurările. Între timp au venit și electricieni autorizați, care au și laboratori de măsurări și au și multe alte utilaje și echipamente electrice. Aceștia s-au informat încă o dată despre speța noastră și împământarea ce urmează să o măsurăm, iar muncitorul nostru deja acolo finaliza scoaterea pământului pentru a putea lucra mai departe. Acum vedem cum are loc pregătirea și întocmirea schemei de măsurare corespunzătoare rezistenței prizei de pământ cu ajutorul aparatului de tip Fluke model 1652B etalonat. În conformitate cu diagonala prizei de pământ, are loc amplasarea electrozilor, electrodul de potențial și electrodul de curent. Consultându-mă cu electricii, am aflat că de fapt există mai multe moduri de a măsura rezistența împământării, așa cum de fapt există și mai multe metodologii și mai multe păreri între electrici, chiar dacă poate ei au terminat aceeași universitate. Așadar, prima metodă de măsurare. În conformitate cu documentele normative tehnice în vigoare în Republica Moldova, la ziua de azi se dispune de a poziționa electrozii auxiliari scheme de măsurare a rezistenței prizei de pământ după cum urmează. 5 înmulțit la D plus 20 de metri, electrodul de potențial, și 5 înmulțit la D plus 20 de metri și încă plus 20 de metri, deci plus 40, electrodul de curent, unde D este diagonala prizei de pământ. Diagonala prizei de pământ, dacă am înțeles eu bine, dacă nu, vă rog frumos să mă corecteze un electric în comentarii, este dispunerea, cum am realizat noi în linie dreaptă, a împământării. Ea, în alte cazuri, poate fi triunghi sau orice alte forme. Noi, pare mi se, am făcut măsurătorile după normativul dat. A doua metodă de măsurare este deci măsurarea în conformitate cu referințele tehnice ale aparatului Fluke 1653B sau, nu știu, mă rog, a unui alt aparat și a instrucțiunilor acestuia. Așadar, se dispune poziționarea electrozilor după cum se indică în imaginea respectivă. Și ce este interesant este că el nu este specificat. Adâncimea de scufundare a electrozilor de pământ sau de împământare auxiliari trebuie să fie de cel puțin 50 de centimetri. Totodată, pentru a evita o creștere a rezistenței tranzitorii a electrozilor,
se recomandă ca introducerea în sol să fie efectuată cu lovituri directe nebalansate. Și a treia metodă de măsurare ține de efectuarea măsurătorilor conform referințelor tehnice ale aparatului M416, aparat permis din vremea sovietică, care este folosit încă pe larg în Moldova. Poziționarea electrozilor se dispune ca în imaginea dată de mai jos, însă las domnul electric să explice mai bine în locul meu. Uite că avem priză de pământ, da? La o construcție, nu contează. E priză de pământ. E arată că e și de la primul picior și de la doilea picior, dar nu spune nimic despre diagonală. Și ne se spune, trebuie să avem 20 de metri minimum, RX, primul electrod, la 20 de metri minimum. Și a doilea electrod, plus 10 metri minimum, poți mai mult, dar nu mai puțin. Dar nu ni se spune nimic despre diagonală. Respectiv, dacă luăm instrucțiunea aparatului, noi suntem corecți. Într-o măsură oarecare. Adică nu trebuie cum... Da, asta e aparatul M416. Scoțând doza de plastic în care era conectată plăzbanda, cutia aceasta de plastic pe care noi nu am mai folosit-o de fapt, ne-a rămas doar să deconectăm un capăt de plăzbandă de alt capăt. Plăzbanda care inițial era una întreagă, însă noi am tăiat-o și am fixat-o cu un conector plat-plat, pentru ca în orice moment să o putem deconecta, testa, controla, etc. După ce am deconectat plăzbandele, urmează prima testare, și anume aceea a împământării artificiale cu trei țăruși exteriori. Electrodul prins de pământ îl avem. Îl avem electrodul potențial. Și avem electrodul de curent. Deci, 1,6 ohmi după prima măsurare. Totuși, mereu se mai fac măsurări de control și urmează a doua măsurare. Iarăși 1,6 ohmi, rezistența electrică calculată cu un aparat european modern de la Fluke. Noi am măsurat și cu un aparat sovietic. Deci, a treia măsurare a împământării artificiale cu trei țăruși, însă deja cu un aparat sovietic, este în continuare. Uite, noi și facem, aici este control pe atom, da? El e sovietic, control pe atom. Control pe atom. Noi și facem. Noi facem controlul lui la 5 ohmi, îl calibrăm, se numește calibrare, da? Și vezi, el nu se calibrează, da? Noi avem două unități de pierdere, adică el trebuie să aibă 5 ohmi, dar el are 48. Înseamnă că noi suntem cu două unități în urmă, realitatea. Și am punem scara 1, atingem la metal, apăsăm pe testare și îl găsim. Acum unde îi găsim, da. Și spunește dacă e aici, înseamnă că noi suntem cu două unități încolo. 19-02, 1,7 este. 1,7, da, că asta e valoarea. Sovietic, care e de aparatul. Da, 1,7. Gata, scoate. Deci, 1,7 ohmi și suntem cam pe acolo. Totuși, mai avem și rezistența bobinelor.
Noi mai avem și rezistența la bobine. Cândva 0,36 a fost măsurat și 0,42. Adică de la 1 și 9 mai scad 0,42. Da, da, da. Și încă 0,2. Dacă vrei să știi maximal exact, da? Și aia că în cazul tău, tu atingi 1. Explicând după metoda asta sovietică. Da, dacă da. Scot de la 1 și 9, scot 0 pe aici, 0,36. 0,36 și minus 0,42, da. Asta e 0,76. Dar noi ca tare nu scoatem. Cineva, adică în metode și în careva metode zici că trebuie să scoți, în careva metode și zici că nu trebuie să scoți. Mm-hmm. Noi ca tare ne stăruim să luăm valoarea maximală, cât mai urâtă. Cât mai răcă asta. Da. Mm-hmm. Vedem că în dependență de ce metodologie folosim, putem interpreta că am avut un rezultat cu o valoare cuprinsă între 0,92 ohm și 1,6 ohm. Acum, noi am măsurat doar împământare artificială, aceea doar cu 3 țărușe exteriori care vedem aici, obținând în medie cam 1,6 ohm, dacă ne raportăm așa la o medie și la un aparat european mai nou și exact. Documentația de împământare se va elibera, dacă nu mă greșesc, doar pentru împământarea și măsurările respective. Noi însă am realizat și împământarea naturală acasă. Ca experiment pentru noi, repet, pentru noi, am decis să măsurăm care este rezistența împământării naturale și apoi împământării naturale împreună cu acasă. Nu, noi împreună. Deci, măsurarea împământării naturale doar acasă. Noi împreună, dacă punem împreună, ea scadă. E trebuie scadă, corect? Hai să le punem împreună. Dacă e doar, așa ca experiment, doar asta acasă, da. 1 și 1. Super! Doar 1,1 ohm. Suntem foarte aproape. Am o deslumire împreună și mai facem un test. Acum, ca experiment pentru noi, împământarea naturală și împământarea artificială împreună. 1 și 1. Eu aici deja aveam un pic de emoții, deoarece pentru mine anume această valoare este cea reală, deoarece, mă rog, chiar și logic, toată împământarea și naturală și artificială va lucra împreună, nu? Împreună, unul fix. Ideal. Deci, un om. Incredibil, stimați abonați, scopul meu a fost atins. Un om. E super împământarea realizată de noi, fără mari investiții, fără să găurim toată grada și luați în considerație că noi am hidroizolat cu bitum toată fundația și în părți și dedesubt. Super! Eu sunt mulțumit și mulțumesc și electricienilor care m-au ajutat să măsoară împământarea data. Deci, ați văzut și dumneavoastră. Măsurând doar împământarea artificială a celor trei țăruși, am obținut 1,6. Un rezultat foarte și foarte bun. Aceste date vor fi și în documentația pe care eu o voi primi. Totuși, ca experiment pentru mine și ca experiment pe șantier, deoarece prin experimente se mai obțin și anumite date și se cunoaște mai bine un anumit domeniu, am conectat și împământarea casei cu împământarea artificială. Și ce credeți? Am obținut un om. Un om. Deci scopul a fost obținut. Vă mulțumesc mult, cam acestea sunt rezultatele cu testările noastre. Eu sper că informațiile ce țin de împământarea noastră, aceea naturală, video trecut despre împământarea artificială, cum am pus noi țărușii și împământarea, și acest video cu măsurările, vă este foarte util. Practic este una din cele mai bune testări, rezultate pe care le-au obținut electricienii respectivi în ultima perioadă. Ok, eu vă mulțumesc și la revedere! Pa, pa!